Salut, oameni buni, și bine ați venit la o nouă carieră COP alături de Călin. Este din nou momentul acela mare al anului în care pornim cariera COP. Și dacă în alți ani v-am delectat aici și ne-am delectat și noi în ligi puternice, în general în Premier League, nu știu dacă am făcut în altă ligă, probabil că nu, Arsenal, Leicester, West Ham, Astra, Giurgiu în Premier League, a fost multe cariere frumoase pe care le-am făcut. Revenim pe plaiuri mioritice, cum nu-i place lui Călin. Și să știți că dacă nu eram eu, nu reveneam, sper că hai cu un like acolo și subscribe la canal. Sunt de-a dreptul dezamăgit, sincer, adică nu știu, am venit aici, chiar eram entuziasmat, mie îmi place să vin să fac carieră, e o plăcere, chiar îmi place super mult. Și vine Teo și îmi zice, haide, facem în România. Și am zis, nu vreau să joc în România, pentru că este o ligă groaznică și nu o să mă distrez, unde este competiția, îi tocăm pe toți. După toți îi tocăm. Și nu, n-a vrut să asculte de mine, dar am zis să-l las de la mine. Să ne pregătim. Eu sunt ăla mai înțelegător, da? Champions Eu League. Sunt ăla mai înțelegător, da? O să jucăm în România, o să vă distrați, o să vă placă și la un moment dat când o să fim prea buni, ne ducem la altă echipă, ducem la Real Madrid. O să vină ofertele pentru că vom arăta cât de bun suntem la echipa pe care o vom crea noi în ligă. Deci, practic, vom fi un fel de Hagi, așa. Patron antrenor, da, da. Sau Nea Gigi. Și când vine Galata, am plecat. Și vom impresiona cu ce am făcut și ce am construit acolo, că toată Europa o să caute antrenori pe care îl vom crea chiar acum, încă nu știm cine, dar hai să vedem. Aha! Uite, iau pe ea. Tipul ăsta. Da. Ana Maria Prodan Reghecam. Am avut Ana Maria Prodan? N-am avut. N-am avut Ana Maria Prodan. N-am avut. He, Reghe, mulțumim, Reghe. N-am mai avut, dar avem. Ana... N-avem liniuță. Nu contează. Deci nu-i liniuță, stai. Nu, lasă, nu e o problemă. Perfect. Prodan Reghecam, te rog. Prodan Reghecam. Avem loc? E lung numele Reghecam. Hai să încercăm. Dacă nu va fi Reghe, îți dai seama? Reghe. Reghe. Fix atâta e. Reghe, nu poate. Va fi Prodan Reghe, frate. Da, extraordinar. Naționalitate. România. Sau dacă vrei, pune și tu ceva gen Mauritius sau lasă, ceva. Lasă, România, că e român ca noastră. Am înțeles, da. Head. Bun. Da, bun, e bine. E bine, okay. E bine, e bine. Nu, aia era, aia era. Asta era. Asta era. Asta era. Complexitate. Mai cafeziniu, așa. Mai bronzată, puțin că îi place să stea în Bali, în astea, nu știu, știi ce zic. Mai, stai. Aha. Mai. Nu, nici chiar așa, deja e prea bronzat. Așa, ochii. Bun, ochii tăi. Așa. Nu, ăla. Ăsta. Nu ăsta. N-a avut niciodată. Bine, hai, gândește-te totuși ce-ți dorești. Parcă da. Parcă așa ceva, nu? Parcă așa. Cum? Nu, mă, nu. Parcă e așa, e mai... Dreapta, ia de dreapta. Stai așa. Avem și aici. Asta e, let's gata. Fucking go, lads. Asta e, gata, da, perfect, extraordinar, da. Da, pantalon. Uite, SSF, item 14071. Am spart codul. Dar ăștia-s blugi, nu trebuie blugi. Trebuie pantalon. Uite, frumos, ok. Sau așa. Nu, puțină culoare. Nu, e prea. Lasă așa că e foarte frumos. Nu, e bine așa. Nu, kaki. Nu, lasă că e bine, mă, vezi că e talent așa. Talent așa, nu mă, ce ai. Marun. Mauritius în curând. Uite ăla, light blue. Uite ce frumos. Da, mă, dar parcă e prea de... Trebuie să... Lasă că îi dai cravată. Corect. Ai, uite, ai zis stai bine. Stai că eram... Da, e ok. Uite acolo. A, stai că dai șarfă. Asta era, da. Uite, are și... Asta e Dinamo mai mult. Frumos. Da, e elegant. Așa și șosete albe. Normal. Așa și pantofiori. Are cu toc? Nu cred că are cu toc. N-are cu toc? Doar așa. No. Semi-toc. E bine. E bine așa, da. E bine. Mai... Da, e Maria... bine. Da. Da, tot e Gucci, da? Îți dai seama. Viitorul. Bă, trebuie să facem noi autentic, știi? Păi nu mai există, numai... Viitorul versus FCV Farul Constanța. A, e FCV. E FCV Farul. A, FC Viitorul Farul Constanța. Nu, FCV, că FCSB, FCSB și... Da, zi-mi un nume de oraș sau un oraș? Un oraș ca să... Păi o să facem un oraș sau o comună? Oraș, comună, ce vrei tu? Spune-mi. Uite, eu mă gândeam la... Ce părere ai despre Enigma s-a scut? De ce? Enigma e prea... De ce? Trebuie mai...
Să te gâdile. Da, nu e, n-are nimeni, nu e nimeni cult aici, în afară de mine. Păi nu te gâdile, cuvântul enigmă. Eu zic că echipa asta să fie echipa Timișoarei. Zim ceva ce se întâmplă în Timișoara. Ce se întâmplă Timișoara, mâine în toată țara. Revoluția Timișoara. E senzațional! Extraordinar! Extraordinar! Revoluția Timișoara! Revoluționăm fotbalul românesc și european! Atenție! Revoluția Timișoara! Timiș. Nu, doar Revoluția TM. Așa, bun. Nickname. Revoluția Timișoara. A, trebuie să alegem. Da. Riders, Rangers, Rebeli. 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 Da, da. Short name, abbreviation. RTM. RTM. Așa. Bun, Revoluția Timișoara. Extraordinar. O să schimbe echipa din Liga 1. Academica Clinic. Nu, de ce nu? De ce nu Mioveni? Mioveni? Sau nu? Șep și afară din țară cu ei. Șep și afară din țară să joace în Ungaria. Să-și facă ținutul secuie să joace în liga lor a ținutului. Poate să creadă. Nu și-ar permite! Afară cu ei! Gata. Okay. Livala, Uta. Clar. Uta Arad. Aradu, clar. Aradu afară din țară cu el. Hai să facem frumos. Home kit. Mamă. Stai să ne facem stemă întâi. Bine. Crest. Bine. Vitoria e Concordia. Asidu e Pungar. Mai jos, mai jos. Honor e Dignitas. Da? Progentis. Fervor e Victoria. Ce frumos. A. Ce frumos. Deci trebuie să alegem între asta. Așa. Eu zic astea clasice. Avem ăsta, are și sabie și tot. Ăla e. Uite-l. Ăla e. A? Ăla uite, e. Uite cât de animal pare, parcă da. Te sperie. Da, te sperii, îți dai și vezi de. Că e FC 88, dacă era 89, era Revoluția. Păi nu, că și-au stat un an să o gândească totuși. Ce zic? Stai să vedem că avem 89, ia. Hai să vedem. 2010, da. Asta e un fel de voluntari. 69, că... Bun, da, de ce nu? 89. 89. 89. Ireal. 89. Da, mă. Turnul de control, mingea cu fulger, 89, Revoluția. Ăla e, ăla e, ăla e. Movul ăla de Timișoara, mă. A, o... O, e direct Timișoara, n-ai cum, frate. Nu, dă-i, bă, eu zic că aia de 88, asta este de mare clasă. Asta e cu aur, e cu din aur. Auriu, e da. Deci e bestia aurită cu sabie care te atacă, știi? Sabie care a dat jos comunismul! Care a dat, și acum îl dă jos pe Neluțu Varga, îl dă jos pe Gigi. Ce-a face? Uite cine e în echipă la noi. Îl vezi? Topor Chievitz. Cu toporul la Revoluție. Hai Topor Chievitz. Ăla rămâne. Ăla rămâne, omul meu. Ăla rămâne. Cu Jordan. Mă, parteneriat cu Michael Jordan, care în 1989 și-a început parcursul pentru primul lui titlu câștigat în 90. Ca la Lakers. Da, mă, da. Da, mă, Purple and Gold. Hai, Purple and Gold. Sau să fie tot Jordan. Evident, păi tot Jordan mai trebuie. Clean. Dar altul n-avem fără branding partner, avem? N-avem. Păi nu, că uite, n-are da, n-are okay. Branding. Uite, n-are ăsta. Jordan. L-am selectat. Dar ce culoare băgăm? Hai să ne gândim. Alvaro Bravo. Da, Alvaro Bravo. Dar uite, eu aici la terțierii parcă dă mai bine niște negru, uite. Ia bine, ok. E negru. Așa e, e gata, cum gata, e ăla de Jordan negru, frumos. Da, da, ok, da. Jordan, deci Jordan sponsorul principal. Echipe stadionul, trebuie să fie stadionul Dan Păltinișanu. Îl aleg eu. Eee, noul Dan Păltinișanu, fraților, Timișoara revine pe prima scenă. Haide, dar ai și tu controller, știi că poți și tu cu controller. Avem două, stands, hai, să ne stadium color, se știe, purple. Purple și ups. Seat color. Seat color. Așa. Aurit, da, frumos, chiar că Lakers. Da, mă, e frumos, hai că... Dă culoare, dă frumos. Pitch. Hai să ne facem un pattern frumos. Da, clar. Grass. Iarba verde de la Timișoara. Și încălcăm cu linii. Violet, uite, violet. Violet. Linii violet. Song nu vrem că e cu copyright, dar vrem să cânte fani. Ăsta e. Ale, ale, au. Haide, Revoluția, Timișoara. Da, 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 revoluționarii.
La toți câinii ce ne înjură. Gata. Am avut, gata. Ba, FC Bayern de România. Așa va fi Timișoara. Hegemonia Revoluției Timișoara. Deci avem de toate. De toate avem. Putem avansa. Iată noua echipă Revoluția Timișoara mai bun, la care s-a lucrat jumătate de oră. Da. Asta înseamnă Creator Club. Acum, Căline, cât de bună vrei să fie echipa? Stai puțin. Vezi că se schimbă și numele când schimbe asta. Da. Uite, Cabral era. Fieraru. Teofanus! Teofanus! Haide! Asta. Ali! E grec! Da, păi Teofanus, la culmea să nu fie. Gata, asta e gata. Kovalik. Asta e gata. Ardeleanu. Gata, nu mai stăm la discuție. Gata, asta e. Teofanus, Bălan, Movila, Răducanescu, Floca. Asta e? Asta e gata. Sigur? Da, asta e gata. Nu mai vreau să stau la discuție. Chiar nu vreau să mai gândesc. Ne vom băga în Conference League ca ultimii români. În locul la Viking. Locul CFR sau nu? Locul lui Șepși, ce caută Șepși aici? Oricum le-am luat locul. Da, dar nu mai joacă decât în Conference League acum. Revoluția TMA, uite ce perfect. Frumos e. Dar grupa va fi cu... Îi mâncăm. Spurs. Bine. Pats? Ăștia cine sunt? Hajduk? Vreau să jucăm cu Sirius. Cine e Sirius? Nu știu. Prodan Reghe. Iată cum vine Prodan Reghe la prima conferință de presă. Doamna! Bună ziua! Tricoul Jordan, partener oficial pentru Revoluția Timișoara. Ia să nu uit. 5 cu 5, Movila! Movila! El e numărul 1 la echipe, ești nebun, Neymar. Viteză, agilitate... Dribling 82, Doamne, trebuie să-l antrenăm la finalizare pe Movila. Ia Teofanus. 5 weak foot Teofanus. Teofanus. Cât aie? Înălțime, dă-i în jos. A, e mic. E mic, nu contează. Toți sunt mici. Și n-au pic de forță în ei. Da, dar toți au 5 stele. Au 25 de ani. Uh-huh. 26 de ani. Movila trebuie să-i dăm shoot, că e răspunsul, sincer. Atât am de zis. Cu Gălnicianu. O, e cel mai bun jucător. 29 de ani Teofanus. Uh-huh. În fel de noul... Avem Capetanos. În apărare stăm bine. Uite, vezi? Dar Movila 25 de ani, 78, 5 cu 5. Extraordinar. Valoarea lor de piață cât e? Mamă, Movila 17 milioane jumate cotă. Wow. Barnuțiu, toți. Teofanus. Da, deci avem de unde. Totuși trebuie să le dăm contracte, uite. Cagliari, ia. Cum ne descurcăm cu Cagliari? Cu João Pedro, vârf. Ok. Teofanus, gol. Arest. Da, Chita, Balde, ne-au cam demolat. Da, e ok, mă. Uite, jucăm cu Augsburg. Îi batem pe ăștia. Bun. 0-0, punct. Opțiune de Revoluția. Sfânt. Și Udineze, care e ultima. Ultima, Codașa. Dacă batem, e posibil să mergem mai departe. Da, nu. Dați rupți. Lasă. Oh, aproape, da, Ionescu, da. Beto 2, Firar, ok, am dat gol. Da. Gremio, îl vrea pe Lucas Barrios. Îl dăm. Lucas Barrios, 69, nici nu știm cine e. Dă-l. Hai să negociem, luăm banii pe el. Hai să luăm 2 milioane, uite ce tactici avem. Oh, cu Belnicianu. Numărul 4, our number 4, sună telefoanele. Ana Maria negociază, îți dai seama, intens. Uite, a venit domnul brazilian. Joe Biden. 3 milioane de euro. Mai. Nu putem da mai mult de 2.300.000, nu? 500, uite așa, 2.500. Trebuie să trăim și noi Revoluția Timișoara, nu? Perfect, da. Bravo, da, hai. Da. Dă mâna frumos, mulțumim pentru bani. Cu Joe Biden se duce înapoi la Casa Albă. Luis Alberto. Lasă, nu mă interesează de astea. Gaz Metan a luat pe Hlistei. Nu mă interesează. Uta l-a luat, atenție, rivala noastră. Da. A luat un brazilian de 21 de ani, Pablo Cardenas. Ba nu, chilean. Băi, hai să jucăm cu Clinceni. E vremea primului meci, prima etapă pentru Revoluția cu Clinceni. Da. Și tot ne vor ăștia din jucători. Lasă. Academica Clinceni e echipă de bătut, e un start ușor de sezon. Mergem la conferința de presă să motivăm pe toți. Ia uite, vine Ana Maria. Antrenor, patron și impresar pentru toți jucătorii. Chiar că pleacă tot da, ei. Corect, sunt. Exact. Toți sunt aici, toți îi dețin. Cred în acești jucători, spune Ana Maria Prodan înainte acestui sezon, înainte de acestui meci cu Clinceniu. Băieții sunt câștigători, the boys are winners, atenție, că sunt boys, că suntem very young, știi? Da. Deci la noi clasicii,
Zanfirii Izbașa, arbitru. Pe noul Dan Păltinișanu. Pe noul Dan Păltinișanu, echipa lui Pârvulescu, lui Omoh, da, de Amorim. Da. Atenție, ureche în poartă. Da. Și își va lua multe din partea Revoluției. Hai să vedem. Ia. Vezi că primul... Arhiplin, a venit toată Timișoara. Noul Dan Păltinișanu. Toată Timișoara, 60.000 de oameni, tot orașul este la meci. Zic eu că... Timișoara are mai mult de 60.000 de oameni. Tot orașul e la meci. Tot orașul care contează, da, e la meci. Corect, da. Lojile pline cu oamenii grei județului Timiș. Cu mâncare bună, ardelenească. Avem catering Fratelli. De la... Nu e Fratelli, Timișoara. De la, direct de la București. Am înțeles, da, bun. Charter. Cu charter special, da, ca, da, să, da, 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 ca să vină icrele, da, și proaspete. Și brânza de capră. Nu se mai vorbește despre nimic altceva decât despre meciul Revoluției. William de Amorim. La propriu n-am legat două faze. Două pase n-am legat. Omo. Aoleu. Hai Revoluția, hai. Băi, știu tot ce se întâmplă. Cu recentrare Cogălnicianu. Nu, e munte Cogălnicianu, are 2 metri. Muntele de om. E muntele. Oh, Teofanus. 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 Teofanus! Mă, ce înseamnă asta, mă? Mă, nu l-ai pe Eusebio, mă, aici, mă! Opa! Băi, Cogălnicianu, cred că nu-ți... Bă, Doamne, tu vezi că sunt ăștia doi! Avem pereche de fundaș central, munții! Goian Ghionea, puteau revin să joace în NBA dacă voiau! Mă, păi de-aia, Jordan! Floc. Floca! Bravo, Floca! Mobila! Schemele! Doamne! Minge lungă! Ai, e bine, e bine, se bate! Pressing, pressing, constant press. Toată echipa peste ei. Revoluția nu așteaptă. E un moment mare. Teofanus! Teofanus! Gol! Gol! Gol, 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 gol! Este Teofanus! Gol! Zeul din Timișoara! Zeul timișorean, bravo! Bravo băieților noștri! Primul gol al sezonului. Și i-am demontat. S-au deschis 5 ghiroserie în Timișoara după acest gol. Ce înseamnă Liga 1? Ce înseamnă forța de marketing? La Movila se dorește această minge. Doamne! Ne-au furat. Ne-au iată, furat VAR-ul băgat în Liga 1 ne va arăta cum ne-au furat. Iată sistemul VAR. Nici vorbă de offside. Nu văd o... Uite, trebuie să fie înaintea liniei roșii, nu? Exact, da. Ce este? Uite cum a tras linia în primul rând, că e mai în fața jucătorului. Da, sistemul VAR românesc. Atât s-a putut. Mulțumim. Bă, avem totuși doi munți de oameni, mă, în spate. Mă. Putem să jucăm și contra lui Ronaldo, că nu luăm gol. Ce le faci? Bă, uite că sunt! Mă, au 2 metri și 5 amândoi! În ce înălțime am, că n-am văzut. Oh... Trebuia pasă, am gândit faza atât de stați bine. Stați așa că vine Ionescu. Ionescu cu chiuleaua! Scoate corner. Apără ureche. Și iată acest corner. Sunt prea la giganții sunt noștri. Sunt prea înalți. Giganții noștri! Doamne, de pe linia porții! Power Pârvulescu. Bă, stai mă puțin, că cu ăștia dai gol din corner la fiecare corner, da, efectiv. De. Iată că o ridică. A, asta că e... Ali. Răducan. Răducan este încercarea lui Răducan. Doamne! Du-te la Ana Maria, du-te! Doamne! Ce gol! Doamne! Nu putem. Da, nu ne lasă. Doamne, să ce gol! Dar este golaso! Doamne, ce gol! Golul etapei. Răducan. Capitanul nostru. Gigi Becali l-are în vizor după... La 32 de ani, Gigi Becali. Exact cum le trebuie, cu experiență pentru Conference League. Gol la poarta lui Ureche. Doamne, ce gol! L-a plasat cum le plasează Messi. Am scos eu din mână. Ai, Omoh. Stați liniștiți. Că stați liniștiți că e Omoh. Ion, no! Doamne, wow, tortilă, ce voleu! Fotbal total în Liga 1, oameni buni. Fotbal total, iată cum au trecut aici. Ce, cum își zică mingea și... Portarul dă cu degeaba sete. Acasă! 3 puncte cu clinceniul la limită! Victorie! Da, 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 ce bine! Bravo, Revoluția! Bravo, Peluzele, Timișoara! Mova Uri! Azi, Timișoara! Băi, toată țara! Da, da.
Uite, Ana Maria, fericită, aplaudă și 66.000 de fani. Audiență record în România, da. De când era stadionul vechi. Lea Manoliu, da, de când Când era. Făceau cu plajele. Jordan a venit și a făcut o arenă mai mare ca Arena Națională din București. Și în 3 luni de zile. Și e full. E full, da. Este full. A fost un vechi spectacol, a fost un vechi frumos. Merge la interviu. Bună ziua, bună ziua. Da, vom spune lucruri frumoase. A fost 100% efortul echipei noastre. E meritul băieților. Și meritul lui Răducan. Răducan, care a dat... uite. Răducan, he's a tough lad. Da? Da. Păi, cred că e un episod bun. Cu revoluția care se termină cu revoluția pe primul loc. Revoluția e pe primul loc. Atenție. Botoșanul egalitate. Cifre s-a încurcat cu Craiova Limited Title. Da. Data viitoare vom face un transfer mare, important la echipă. De mare anvergură. Vom mai simula dintre aceste meciuri. Vom juca cu FCSB-ul. Și vor fi și meciuri Conference League mai încolo. Dar oricum, transfer și meci cu FCSB sigur data viitoare. Dacă v-a plăcut acest video, uitați de like acolo. Cam atât. Pa, pa.